Pentru pești, tensiunile sunt legate de puterea lor de a se mobiliza, trebuie să lupte cu propria lor inerție, pe de-o parte, dată de lipsă de experiență, dată de temeri diverse, dată de nesiguranță. Nu pot, n-am mai făcut, nu cred că sunt înzestrat, că sunt în stare și așa mai departe. Deci trebuie să lupte cu acest sentiment de incapacitate, de nu pot. Și pentru că dacă se mobilizează și pot avea chiar acest sentiment, că dacă nu se mobilizează, ratează o acțiune care are efecte în viitor. Dacă se mobilizează, chiar așa, cu mai doză mai mică, se agață de coada zmeului. Pe de altă parte, pot avea sentimentul că deja ce au făcut până acum poate avea și niște consecințe nu foarte plăcute și trebuie să le îndrepte. Și de aceea, din nou, se accentuează ideea de a se mobiliza pentru a corecta niște lucruri.